Ne reluăm incursiunea în Galeria de Artă Modernă Românească a Muzeului Național de Artă al României. Am ajuns în ultima sală și ne vom opri astăzi în dreptul tabloului Stările Câmpului, pictat de Ion Țuculescu. Cazul pictorului Ion Țuculescu nu are precedent și, de fapt, nici echivalent în arta românească modernă. A apărut fulminant în 1938, în vogă în anii 40 și ignorat până în 1965, când este recuperat printr-o retrospectivă post-mortem pentru a cădea apoi din nou în uitare. Inedit în cazul său este faptul că provine din afara profesiei, el fiind, de fapt, biolog și medic. Îndeopște putem caracteriza felul său de a picta ca fiind un expresionism abstract, chiar dacă la tipul acesta de figurație Țuculescu ajunge treptat. Relația sa cu arta instituționalizată nu este totuși într-atât de candidă pe cât ne-ar plăcea să credem, întrucât dintre numele deja cunoscute, fixate în pictura românească, cel mai mult îl apreciază pe Petrașcu. Există anumite reminiscențe ale materiei din pictura acestuia la Țuculescu, dar de asemenea, dacă privim unele peisaje mai timpurii, încă figurative, găsim similitudini și cu tușa lui Francis Shirato. De aici și apropierea sa de pictură, activată printr-un moment al revelației. Cât privește tabloul nostru, Stările Câmpului, el provine dintr-o perioadă ceva mai târzie, pictat fiind între anii 1953 și 1956. Este vorba de așa numita perioadă folclorică, în care, în cadrul imaginii, pictorul inserează motive abstracte provenite din repertoriul popular. Iată cum explică artistul însuși la un moment dat. Strânsesem o colecție de scoarțe oltenești vechi. Trăind în mijlocul lor, nu le vedeam decât pe ele peste tot. Am lucrat atunci o serie de câteva zeci de peisaje, în care înlocuiam cu motive de scoarțe pomii, norii, florile. Pământul era aștenut cu motive oltenești, cerul de asemenea era tratat tot după modul scoarțelor. Făcusem peisaje după modul scoarțelor și acesta era un fel special de interpretare a folclorului. Tabloul nostru se poate încadra în această suită de peisaje de care pomenește Țuculescu. Observăm de la bun început o anume ambiguitate. Titlul este Stările Câmpului, deși într-o monografie din 1984 de Magda Cârneci, el apare ca Privirile Câmpului, ceea ce dintr-o dată explică mai multe lucruri. Pe armătura încă discernabilă a peisajului, avem o sugestie de cer, o sugestie de câmp, chiar impresia unei perspective, este replicat motivul ochiului ca și cum ar reprezenta o versiune telurică a zeității Argus. Mai observăm însă un lucru fundamental în ceea ce îl privește pe Țuculescu, și anume violența cu care pictează, violența cromatică, dar și a pastei, care, cel puțin în cazul acestui peisaj, ne amintește foarte mult de Van Gogh. Ambii pictori dovedesc aceeași tendință de a asocia culori tari, culori din tub chiar, în cazul lui Țuculescu, un roșu vermillon aprins alături de un negru foarte intens cu irizări albăstrui, lângă un galben de asemenea intens, dar în egală măsură Țuculescu, ca și Van Gogh, violentează materia, pictează cu patimă, cu lovituri de penel aproape, lăsând impresia că ar construi din pastă suprapusă, consistentă, sticloasă pe alocuri, însuși peisajul, într-o formă ciudat, tridimensională. Iar acum întrebarea concursului. Care era adevărata formație profesională a pictorului Ion Țuculescu? Puteți trimite răspunsurile pe adresa emisiunii la Televiziunea Română și veți avea ocazia de a vizita gratuit muzeul nostru.